Am revenit, dragi gorjeni, din pauza publicitară și ne întoarcem spre administrația locală. O administrație locală care a dovedit pași importanți, pași hotărâți pe calea dezvoltării durabile în spirit european. Este vorba de Comuna Stejari, unde domnul primar profesor Ștefan Lupu a reușit în decursul activității domniei sale să valorifice la un nivel superior specificul local, dar și să-i dea valențe noi în spirit european, adică domnia sa a pășit cu hotărâre pe drumul aducerii confortului necesar. Spunea domnia sa și citez dintr-o declarație a domniei sale: nu trebuie ca în mediul rural, în comune, să se trăiască altfel decât la oraș. Și domnia sa, pas cu pas, hotărât în spiritul profesorului de istorie, care prețuiește autenticitatea, prețuiește valorile locale, dar este cu o largă deschidere dovedită spre progres, a făcut, așa cum spuneam, pașii necesari ca și aici să pătrundă europenismul. Aici oamenii pot să dea drumul la robinet, să-și folosească apă potabilă. Oamenii au posibilitatea să-și creeze prin utilitățile pe care domnia sa le-a adus la stejari, să-și creeze acel confort dorit. Și mai trebuie spus ceva: datorită persoasiunii, insistenței, hotărârii domniei sale, numărul de tineri care se întorc, cum spunea Nicolae Iorga din Pribegie, acasă, s-a mărit pe an ce trece și nu este nicio exagerare. Într-o revistă de administrație publică locală vedeam următorul titlu care mi-a rămas în minte și cu siguranță din ceea ce am văzut noi de-a lungul vremii, pentru că noi am poposit cu obiectivul camerei de luat vederi de nenumărate ori la domnul primar în Stejari. Spunea în felul următor acel titlu: Comuna Stejari, o dovadă vie a dezvoltării durabile. Bine ați venit, domnule profesor Ștefan Lupu, la noi în studio. Bine ați revenit pentru a descoperi pas cu pas din munca, din truda și din sufletul dumneavoastră pe care l-ați lăsat în fiecare lucru care l-ați realizat acolo. Bine v-am regăsit! Bună Domnule ziua! primar, vreau să ne vorbiți puțin despre acel festival folcloric care are largi reverberații naționale. Cum ați reușit dumneavoastră să vă înscrieți pe harta acestor manifestări folclorice în Gorj? Așa cum vă spuneam și mai înainte, festivalul trebuie să fie o modalitate, o formă prin care tinerii pot să-și exprime, să-și manifeste talentul, dar mai ales o posibilitate de a reînvia tradițiile și frumosul sport popular. Inițiativa am avut-o în 2009, cu prima ediție. Acum vom intra de Sfântul Ilie de 20 iulie în a 8-a ediție. Și pentru a putea să dau o ținută înaltă acestui festival, a trebuit să colaborez în primul rând cu Școala Populară de Artă, să deschid o secție externă a acestei școli, ca patru profesori pe canto popular, canto, muzică tânără, folk, instrumente nai și dansuri populare, să ajute tinerii să-și dezvolte înclinațiile și să obțină o performanță, să atingă un nivel ridicat al acestor manifestări. Și în colaborare cu Centrul de Creație, cu Școala Populară de Artă, cu Consiliul Județean, am reușit să găsim și fondurile necesare premierii acestor tineri. Cu sprijinul primarilor din comunele vecine, am reușit să mobilizăm, să anunțăm și să aducem în acest festival cât mai multe formații. Și încă de la prima manifestare a fost un spectacol reușit. Un real succes, pentru că știm,
că reprezentanții dumneavoastră care au urcat pe scenă au făcut, ca să spunem așa, tururi tuturor festivalurilor județene și mai mult decât atât, unii dintre ei au ajuns să urce pe scena unor manifestări de gen național, folcloric. Iată că dumneavoastră ați avut înțelepciunea să cultivați în rândul tinerilor această pasiune. Și mai mult decât atât, ați făcut și pe părinți să conștientizeze cât e de important ca tânărului să îi găsești acea pasiune care poate să îi se transforme, cum spuneați dumneavoastră, într-o meserie. Iată, la dumneavoastră, acest dor, să spunem, de a cultiva pentru fiecare cetățean o posibilitate de a-și clădi un viitor frumos, de a trăi onorabil, este mai mult decât o pasiune, este un crez al dumneavoastră pe care l-ați cultivat și la catedră și ați reușit să vă conturați și o echipă la primărie care să meargă în cadență cu dumneavoastră. Domnule primar, vreau să ne vorbiți puțin despre proiectele care le aveți acum pe agendă, pentru că trebuie să vă împărtășim din mesajele primite. Cetățenii își exprimă dorința într-un mod covârșitor pentru un număr de mesaje primit după o emisiune să îi slujiți în continuare cu același devotament. Sunt înscrise în programe mai multe obiective de investiții, sunt contractele de finanțare încheiate la toate nivelurile și în primăvara aceasta vor începe execuția sau vor continua execuția. Așa cum v-am anunțat și mai înainte, sunt două investiții în Programul Național de Dezvoltare Locală cu finanțare guvernamentală, modernizare drumuri stradale și canalizare menajeră. Aceste investiții sunt contractate și ca finanțare cu Ministerul Dezvoltării, dar și ca execuție cu constructorii din țară. Lucrările au început la drumuri, vor începe acum în primăvară la canalizare și sper eu ca anul acesta să pot chiar să le finalizez, pentru că după ultima întâlnire de la București, la Ministerul Dezvoltării sunt peste 3 miliarde în acest program și vor fi finanțate, vor fi achitate, primul venit, primul servit, toate lucrările făcute în acest program. Deci e posibil, dacă constructorii se străduiesc să realizeze în întregime aceste investiții, care au anumiți indicatori destul de mari și o valoare mare, dar și parametri destul de întinși, drumuri peste 7 km, canalizarea peste 5 km 600 și cu stație de epurare, cu valori destul de însemnate, dar dacă se execută în prima jumătate a anului, până în toamnă, sunt șanse să fie achitate integral toate cheltuielile. Iată că dumneavoastră ați gândit european, așa cum spuneam în deschidere, să spunem, la momentul oportun, pentru că v-ați gândit că e nevoie și de o canalizare menajeră, pentru că oamenii, majoritatea, introducându-și apa în gospodării, amenajându-și tot confortul, băi, bucătării, nu mai sunt nevoiți să facă investiții costisitoare pentru acele fose septice de recoltare a apelor uzate, care sunt destul de costisitoare și care, datorită conformației terenurilor, în anumite momente mai ploioase, devin nefuncționale. Iată că dumneavoastră ceea ce ați promis de perspectivă, realizați, chiar debutați cu această realizare chiar în acest mandat și îl veți finaliza cu siguranță în prima parte, primul an al mandatului viitor.
Iată, veți realiza și o stație de epurare a apelor uzate și mai mult decât atât, spuneați dumneavoastră că aveți în vedere o extindere a, să spunem, centrului de asistență medicală. Aveți deja un medic care este specialist din Craiova, este, să spunem așa, credincios localității pentru că a rămas să coopereze cu dumneavoastră. Și aveți perspectiva ca după ce veți realiza necesarele reamenajări în fostul dispensar al comunei să aduceți și medici specialiști în câte o zi care să asigure asistența medicală. Dumneavoastră deja sunteți în discuții cu specialiști nu doar din Târgu Jiu, ci și din Craiova. Vă rog. În domeniul acesta trebuie făcute mult mai multe. În primul rând, trebuie reabilitat dispensarul comunal, clădire veche și modernizat. Iar în perspectivă, trebuie într-adevăr discutat cu medii specialiști care să asigure anumite servicii populației în completarea serviciilor oferite de medicul de familie. Dar ăsta e un domeniu în care deocamdată sunt puțin deficitar, mă străduiesc și sper eu să găsesc toate finanțările și formele prin care să asigur asistența medicală necesară populației. Populația e îmbătrânită, cu greu poate să se deplaseze spre reședința de județ sau spre alte spitale și este necesar să asigurăm primele servicii în localitate. Trebuie să Domnule, găsim formele. cu siguranță veți găsi, pentru că dumneavoastră am văzut, citind platforma dumneavoastră program, am văzut că ați bifat mai mult decât ceea ce ați promis. Dumneavoastră ați reușit să extindeți, să spunem așa, realizări la nivel de comună, colaborări între diversele comunități, colaborări benefice. Și de ce nu să spunem o posibilă evoluție și în plan economic a comunei care este pusă pe hârtie, dar dumneavoastră veți vorbi despre ea la momentul potrivit. Alte planuri, să spunem, de perspectivă pe care le are domnul profesor primar Ștefan Lupu pentru oamenii locuitorii din Stejari. Am semnat anul trecut un contract de finanțare cu Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale și mi s-a aprobat un proiect integrat în asociere cu Comuna Orezan pe multe componente și sper ca anul acesta să fie multe realizări pentru locuitorii din Comuna Stejari. În primul rând, se va moderniza drumul comunal Baloșan-Băcești-Stejar DC40A și drumul stradal Piscoiu pe o lungime de 2,6 km plus 7,500 km, deci peste 10 km de drumuri asfaltate și va începe modernizarea drumului peste deal între Stejar și Orezan, o lungime de 6 km 740. O deschidere Contractul necesară pentru, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru cei care locuiesc în zonă, din cauză că sunt foarte mulți care activează profesional, care lucrează, au servicii în zona Horezan și trebuiau să ocolească sau să... pentru investițiile Vă acestea, rog. mă scuzați, nu numai că am semnat contractul de finanțare și mi-au venit banii în contul asociației pe care l-am constituit. Am finalizat licitația pe drumurile acestea comunale Baloșan, Băce și Piscoiu și este în licitație drumul peste deal Stejar-Horezan. Sunt peste 90 de milioane deja în contul nostru, în banca pe care o avem, unde avem deschis contul și până în vară, toamnă, ne vor mai veni încă 12 milioane și ceva de lei ca să putem să finalizăm aceste investiții. Iată, Sunt cele de infrastructură foarte necesare comunității. așa cum spuneați dumneavoastră, aceste drumuri de ani de zile au fost o durere pentru oameni și dumneavoastră ați avut capacitatea ca să atrageți aceste fonduri, să puneți pe hârtie proiecte, să obțineți finanțare. Și deși a trebuit să bateți drumuri către capitale nenumărate, aveți mulțumirea că
ați reușit într-un timp record să obțineți finanțarea și să dați drumul la o investiție pe care dumneavoastră vă doreați foarte tare pentru cei care v-au votat și nu sunt deloc puțini. Să vorbim despre domeniul învățământului, pentru că dumneavoastră de aici vă trageți seva profesională și prin această profesie dumneavoastră ați reușit să vă ancorați, să fiți omul care cunoaște, așa cum spunea Tudor Arghezi, durerile și dorurile cetățenilor. Da, în comună este o școală gimnazială de centru bine dotată, s-a realizat o extindere și are spații suficiente, este o încadrare cu personal didactic foarte bună, sunt majoritate tineri care au un anumit entuziasm și vocație profesională, iar în afară de pregătirea pe care o fac prin lecțiile din planul de învățământ, încercăm să dezvoltăm anumite extra-școlare, extra-curriculare, care, până la urmă, sunt, îmi plăcea cum spuneați dumneavoastră în deschiderea festivalului de anul trecut, aceste activități extra-curriculare poate sunt, de ce nu, temelia unei vieți profesionale viitoare. Vă rog. Tinerii trebuie îndrumați, ajutați, stimulați și, dacă este personal competent și cu vocație, poate reuși mult în acest domeniu. Sunt destui tineri în comună care au performanțe științifice, sunt alții care au înclinații artistice, culturale sau sportive și profesorii diriginții, iar la noi găsesc sprijin total la primărie, intervin și îi ajută să se formeze în funcție de particularitățile fiecăruia. Avem performanțe cam în toate domeniile cu copiii noștri și ne bucură aceasta. Știm că și la olimpiade de nivel local, județean, s-au făcut remarcați și să spunem că o elevă de a dumneavoastră a ajuns astăzi o importantă studentă la Conservatorul Bucureștean, v-a și onorat cu prezența la, să spunem, întâlnirile artistice pe care le-ați avut dumneavoastră cu invitații, cu cei din stejar și cu, de ce nu, cu oamenii de suflet care au venit să se bucure tot de dumneavoastră. De fapt, este în ultimul an la liceu, la Colegiul Național din Ulipati și a primit o bursă de studiu la Academia Regală din Londra de muzică și, începând de acest an din vară-toamnă, va merge la Londra să-și continue studiile muzicale la această vestită școală superioară de muzică. Vă felicităm și vă întreb... E vorba de Popescu... Cum ați descoperit-o? Talentele se manifestă și, vrei nu vrei, le înregistrez și sunt descoperite de la sine. Fata aceasta a cântat în primul rând pe scenele festivalului din Stejari și ale celor din comunele vecine și s-a făcut remarcată prin obținerea locurilor fruntași, locul întâi. Iar în momentul în care a intrat la Colegiul Național din Ulipati pe loc fruntaș, a avut foarte multe olimpiade și manifestări artistice în mai toate județele țării, obținând, spre satisfacția noastră, locul întâi, diploma, premiul întâi la toate festivalurile naționale și internaționale de muzică cultă. Deci a fost descoperită și este meritul ei că a obținut asemenea performanță. Și ați promovat-o pentru că știm că a deschis și manifestările de zilele orașului și de acum 2 ani și de anul trecut aici la Târgu Jiu, interpretând cu Orchestra Camerală Simfonică Lira Gorjului nenumărate arii, într-un stil inconfundabil, păstrând parfumul valoric, dar punându-și o amprentă locală, fiind remarcată chiar de muzicienii care au fost invitați, nume celebre în România, care au fost invitați la manifestările de zilele orașului municipiului Târgu Jiu. Iată că imboldul necesar a fost făcut de către dumneavoastră, ați promovat-o, ați sprijinit acest talent și, de ce nu, cu siguranță pepiniera de la Stejar este una în evoluție, pentru că dumneavoastră vă ocupați nu doar de
adulți, de maturi, ci și de tinerii școlari, care reprezintă, cum spuneați dumneavoastră, o bază a dezvoltării viitoare. Știu că aveți întâlniri constante cu comunitatea, aveți schimburi de idei și mai mult decât atât, apreciați și valorizați propunerile venite chiar din rândul populației școlare. Acest lucru v-a atras și simpatia și, în primul rând, sunteți apreciat, ca să vă divulgăm din mesaje, sunteți apreciat pentru ceea ce ați făcut și n-ați promis, pentru că dumneavoastră ați păstrat, să spunem, cele mai importante și mai grele, mai laborioase proiecte pentru, să spunem, bucuria de a le prezenta în momentul în care debutează ca și acțiune. Nu le-ați promis înainte, cum fac politicienii. Le-ați făcut fără să faceți tamtam pe marginea acestor realizări. Acest lucru este o dovadă a faptului că dumneavoastră sunt în primul rând un bun administrator și un bun manager și un politician care ați lăsat haina de om politic în planul 2 și v-ați dedicat trup și suflet administrației locale. Vreau să ne spuneți, pentru că știm că aveți și lăcașe de cult, monument istoric, dumneavoastră v-ați ocupat și aveți în derulare niște proiecte în acest sens care au fost destul de apreciate la prezentarea de data trecută și oamenii vă întreabă ce mai aveți în vedere, pentru că știm că sunteți un fervent cultivator al spiritului curat religios. În două locașuri de cult, la Biserica Monument Istoric din satul Stejari și Biserica din satul Piscoi, s-au finalizat lucrările de consolidare. Consolidare, reabilitare, schimbarea acoperișului. Acum construcțiile sunt trainice, reziste, dar nu am reușit să finalizez zugrăvirea, restaurarea frescelor. La Biserica Monument Istoric, realizarea acestor fresce sau restaurarea lor este mult mai dificilă și costisitoare și necesită multe aprobări, dar la biserica din satul Piscoiu, după ce am consolidat temelia, zidăria, am refăcut cupolele și planșele și am schimbat acoperișul și este trainică acum din toate punctele de vedere și am tencuit-o, finisat-o, alalteri, da, a reușit să se prezinte la licitație mai mulți pictori, dintre care unul s-a angajat să o zugrăvească, să picteze frescele anul acesta. Am alocat o anumită sumă de la bugetul local și va trebui să mai strângem și restul de la populație și pe măsură ce se realizează veniturile să mai suplimentăm și contribuția noastră de la... Iată o dovadă de bună gospodărire locală. Sper ca până în toamnă să putem restaura, să putem zugrăvi biserica din Piscoiu. Și să faceți o resfințire cum se obișnuiește. Da, da. Pentru că ce mi-a plăcut la dumneavoastră când am văzut, oamenii au acea curăție arhaică, acel respect și responsabilitate civică, acea bună cuvință pe care dumneavoastră ați apreciat-o și ați cultivat-o și în rândul tinerilor. Să spunem că nu au fost, cum se spune, corupți de spiritul sau libertin, așa, care s-a înstăpânit de ceva vreme și că atunci chiar la întoarcerea în sat, tinerii și recapătă acea bună cuvință, acel respect și acea atitudine, să-i spunem, atitudine de o responsabilitate arhaică, cum o numea Tudor Arghezi în peregrinările pe la Cărbunești. Dumneavoastră sunteți omul care întotdeauna ați avut capacitatea să vă integrați în comunitate, n-ați stat undeva sus și ați dat indicații, ați pătruns, ați participat, v-ați alăturat și ați dezvoltat
cu responsabilitate ceea ce trebuie pentru comunitate. V-aș întreba acum în încheiere, pentru că mai avem aproximativ un minut și jumătate, v-aș întreba care ar fi proiectele de suflet ale profesorului primar Ștefan Lupu pentru viitoarele mandate, pentru că mi-a rămas întipărit un mesaj care spunea: noi n-am votat un primar pentru 1-2 mandate, ci am votat un primar pentru comunitate, spunea un cetățean. Frumos spus. Vă M-a rog, simbolit. să ne spuneți care ar fi proiectele de suflet pentru acești oameni care vă respectă. Toate sunt importante. În primul Dar rând, care e mai infrastructura. apropiat de sufletul profesorului Ștefan Lupu? În primul rând, tot ceea ce privește școala și cultura în localitatea Stejar. Dar nu neglijez infrastructura, nu neglijez dezvoltarea economică a localității. Dar pentru că am aceste contracte de finanțare și am proiectele aprobate, în afară de obiectivele pe care le-am realizat în domeniul școlii, culturii, sportului, acum se cere construită și amenajat centru de îngrijire copii după asistență programul școlar tip after school. Și prin proiectul acesta integrat care l-am finanțat, am asigurat finanțarea, trebuie să realizeze acel centru în care copiii să găsească calculator, bibliotecă, tot ce trebuie să-și pregătească lecțiile și să-și dezvolte.